Astăzi, Primăria Buzău ar fi trebuit să confere titlul de cetățean de onoare al municipiului Buzău și pe cel de omul anului 2015. Evenimentul a fost însă amânat sine die. Decizia a fost luată pe motiv că primăria nu mai poate finanța activitățile culturale sau sportive din cauza arieratelor și datoriilor. S-a adăugat la arierate și datorii către stat. Nu poți să mai faci plată curentă, nici prin contract, nici prin încredințare, și nici prin achiziție. Deci din acest motiv, acesta fiind un proiect al municipiului Buzău, dar tot finanțabil, banii sunt aceiași. N-ai voie nici pentru proiectele proprii să faci plată atâta timp cât ai datorii. Și atunci legislația actuală ne-a creat acest disconfort de a putea să achităm. Prin hotărâre de Consiliu Local, fiecare dintre cetățenii de onoare, 62 în total, trebuie să primească un premiu de 600 de lei. Deocamdată niciunul nu poate intra în posesia banilor. Eu personal îmi cer scuze că nu s-a putut desfășura acest eveniment. Sunt independente de mine. Eu mi-am dorit să pot să desfășor acest eveniment, care făcea parte din zilele orașului, dar situația legislativă și situația financiară a municipiului Buzău, a unității administrativ-teritoriale, nu ne-a putut permite, din punct de vedere legal, să facem această cheltuială. Și din acest motiv a fost suspendată ziua de astăzi ca și activitate și o să o reprogramăm. Conducerea primăriei a anunțat chiar și pe site-ul propriu că sistează finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale și sportive până la stingerea datoriilor. Partea bună e că în acest fel se vor stinge datorii importante ale municipalității. Legislația în vigoare m-a obligat să nu mai fac nicio plată, nici către sport, nici pentru culte, nici pentru cultură, nici pentru marcajul longitudinal al străzilor din municipiul Buzău, care era obligatoriu prin lege, dar tot legea îmi spune că nu pot să fac achiziția și din moment ce nu am mai făcut aceste plăți, din martie, de la 1 martie până astăzi, am recuperat cam vreo 3 luni de restanțe din anul anterior. Deci, din punct de vedere financiar, am făcut în 2 luni de zile, am recuperat vreo 5 sau 6 luni. Ceea ce este un lucru bun pentru unitatea administrativ-teritorială. Un alt eveniment cultural care va avea de suferit din cauza noii legislații este și Bienala Ion Andreescu.